Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live pe Metropola TV și pe Sport Total FM și astăzi, alături de colegii mei, vom dezbate etapa cu numărul 22 din campionat. Dar înainte de toate, să vă prezint și echipa completă, pentru că suntem mulți astăzi în platou. Ionel Luțan, bună Ionel, bine venit. Bună Alice, bine v-am regăsit. Pregătit de o nouă etapă de dezbătut? Gata cu meciul amical, gata cu perioada de pregătire, am intrat în seria meciurilor oficiale, unele plăcute, altele mai puțin, dar important că avem ce comenta aici la Metropola TV și Sport Total FM. Să vedem dacă pregătit de dezbateri este și Ionuț Florea. Bună Ionuț, ce faci? Bună Alice, bine te-am regăsit pe săptămâna aceasta. Foarte calm, de altfel, colegul Ionuț Florea. Să vedem mai târziu dacă se încing spiritele. Și Dacian Varga alături de noi. Ce faci, Dacian? Bună, colega. Nici mă știu. Bună, colega. Ba, colegul. Ba, colega. Suntem blonzi amândoi, ca să îl parafrazez pe colegul sau Cristi amândouă. Pulhac. Deci nu mi-asum. Știi că nu e bine să-ți asumi cu ce gen se regăsește fiecare. Deci ești pregătit pentru o dezbatere? Ți-ai luat argumentele la tine și ești pregătit să te cerți cu colegii noștri? Bineînțeles. Bun, deci noi în banca aceasta suntem puși pe harță astăzi, dar înainte să începem să dezbatem etapa cu numărul 22, în momentul de față se fac semnările acelea cele mai importante și anume selecționerul României, Edi Iordănescu, în momentul de față semnează toate actele și tot ceea ce înseamnă pentru o nouă provocare, să-i spunem așa, în cariera lui și aș dori să întreb și pe colegii mei ce părere au despre acest moment și cu cine să încep, O să-i las onorurile lui Ionuț pentru că părea cam lipsit de energie astăzi. Credeam că îmi spui că o să-i las onorurile lui Ionuț pentru că el a spus că va fi Eduard Iordănescu numit. Dacă îți mai aduce aminte cu întrebarea asta, lasă-mă așa subtil. Ultima apariție a noastră, dar ce da. Îți aduce aminte, nu? Că am căzut de comun acord că dacă nu va fi la Dislau Bălăni, Eduard Iordănescu va fi numitul. Este o mutare firească, Alice, pentru că opțiunile s-au cam împuținat. Greii au refuzat pe bandă rulantă, unii voit, alții, din păcate, având contract, nu au putut onora acest angajament. Deși, declarativ, toată lumea a văzut că spune, îmi doresc să devin selecționer României. La un moment dat. La un moment dat. Când se află în fața faptului împlinit, întotdeauna apare câte ceva și nu se poate. Iată că Edi a apărut foarte bine pe turnantă, pentru că el nu era încă în cărți. Se discuta însă ca o opțiune mai de rezervă, toată lumea aștepta să fie numit Adi Mutu, iată că federația vine cu o mutare surprinzătoare și îl pune pe Edi Iordănescu la aceeași vârstă cu care tatăl său debuta la echipa națională în 93, înaintea turneului final de campionat mondial, cel mai bun din istoria națională. Să sperăm că și Edi va avea un parcurs asemănător. Să fie o coincidență, să aibă noroc în ceea ce înseamnă proiectul viitor sau ce așteptăm să avem de la Edi Iordănescu, Dacian? Da, cum spunea și colegul meu Ionuț, ținând cont că nu a fost, nu știu, în primii 3-4, că a început cu Hagi, Dan Petrescu, după aceea... Răzvan Lucescu, Bălăni, Mutu, care se tot vehicula. Deci, cred că cel din urmă e cel din tâi. Cum au spus și cei de la federație, nu au avut, nu știu, un clasament. Cred că au vorbit în funcție de cum au putut și antrenorii. În funcție de programul fiecăruia de posibilitatea adică de a lansa discuții. Nu cred că l-a deranjat pe Edi Iordănescu, nu știu, că a venit să vorbească cu el după o lună de zile sau nu știu de când, o lună, sau după ce a discutat cu 2, 3, 4 antrenori. Din moment ce se află în punctul în care și semnează și lucrurile se concretizează, nu cred că mai e nimeni deranjat de nimic, nu-i așa, Ionel? Cred că până la urmă, nu mai contează cine e antrenor dacă ne calificăm, nu? Cred că asta e cel mai important, să ne calificăm la un turneu final. Da, discuțiile au fost ample în ultima perioadă și cu siguranță au fost puse la punct niște detalii legate de contractul dintre cele două părți, așteptările Federației Române de Fotbal de la noul selecționer, 43 de ani, Edi Iordănescu, respectiv ale lui ca antrenor, pentru ceea ce va urma de aici încolo. Este clar că va urma o perioadă dificilă și pentru Edi Iordănescu nu este deloc ușor să fie antrenorul echipei naționale, selecționer, mai ales că el vine din iarbă oarecum, acolo unde era obișnuit zi de zi cu activitatea de la echipa de club. Este cu totul și cu totul altceva. Vom vedea, au fost puse în balanță și lucruri mai puțin plăcute și altele favorabile legate de Edi Iordănescu, au învins cele din urmă și iată că astăzi Edi Iordănescu devine selecționerul echipei naționale. Să-i dorim succes!
Asta voiam și eu să spun, nu putem decât să-i urăm succes lui Edi Iordănescu în noul mandat ca selecționer al echipei naționale și, ce să spunem, hai România! Până una alta, până ajungem să discutăm de meciurile naționale care vor urma, rămânem la campionatul nostru intern de Liga 1 și doar ce a trecut o etapă plină de surprize, plină de evenimente, nu-i așa? Și aș dori să începem cu primul meci care s-a desfășurat vineri dintre FC Argeș și Dinamo București, unde, din păcate, cei de la Dinamo nu au găsit sorți de izbândă, iar FC Argeș a terminat cu scorul de 2-1 în favoarea gazdelor. 3 puncte pentru cei din Argeș, dar din păcate cei de la Dinamo nu stau deloc pe roze, aș putea spune, nu-i așa, Ionel? Da, Dinamo schimbă din mers, cu siguranță că dacă putea linia noul tehnicianul Flaviu Stoican, echipa pe care s-ar putea să o prezinte în derbiul care urmează cu FCSB, poate că soarta partidei de la Pitești ar fi fost alta. Presiune mare și în tabără pe gazdă din Pitești, pentru că nimeni, dar nimeni, nu concepea ca FC Argeș să nu câștige o partidă cu Dinamo, care, să recunoaștem, este în continuare în dificultate. Ceva semne de reviriment din partea echipei preluate de Flaviu Stoican au fost văzute pe teren la Pitești. Până la urmă însă contează scorul final 1-2, dar suporterii lui Dinamo și cei care sunt aproape de această echipă au văzut ceva licări de speranță care ar trebui să fie puse în practică etapele viitoare și cu jucătorii mult mai importanți care au venit în aceste zile sub comanda lui Flaviu Stoican. Se văd ceva schimbări din acest punct de vedere, Dacian, în ceea ce înseamnă formația bucureșteană? Sau momentan încă suntem în perioada de adaptare? Din punctul meu de vedere, foarte mici schimbări atâta timp cât nu câștigi. Bine, acum totuși să nu uităm că au avut și un gol valabil la 1-0, adică putea să schimbe soarta partidei, acea eroare gravă de arbitraj, dar deocamdată, din punctul meu de vedere, este aceeași Dinamo. Nu am văzut nimic schimbat la ei. Au și un program foarte greu, am spus-o, cred că de la începutul campionatului, și mă tot repet, e foarte, foarte greu pentru cei de la Dinamo să se salveze de la retrogradare, din păcate. Vom vedea cum evoluează lucrurile pentru cei de la Dinamo și că tot a menționat colegul meu Dacian despre erorile de arbitraj. O să-i cer părerea colegului nostru Ionuț Florea în ceea ce privește această partidă, pentru că mai avem câteva de discutat și clar arbitrajul a fost pus sub sfera întrebărilor, dar și admirat în anumite cazuri. Da, Alice, din păcate sezonul începe cum nu ne-am fi dorit. În așteptarea valuiată apare prima greșeală, o greșeală care contează foarte mult, pentru că, vezi, Dinamo se află într-un moment dificil și pentru ei orice punct contează. Și nu neapărat că a pierdut, dar Dinamo a avut o etapă neagră și prin prisma celorlalte echipe care se bat acolo la retrogradare. Mioveni a câștigat, Gazmetan reușește să câștige într-o deplasare extrem de grea, Chindia punctează, singura suferință sau soră de suferință, dacă îi putem spune așa, este FC Universitatea Craiova, care a pierdut la Constanța. Și mai este un aspect, că vorbea Dacian de program. Dinamo primește vizita FCSB-ului, merge la Botoșani, primește Craiova lui Regencamp acasă și merge la UTA. Au un program foarte, sunt patru foarte etape din care... Câte puncte poți scoate, realistic vorbind, din aceste patru deplasări, sau mai bine zis, patru partide extrem de dificile, cu trei echipe care se bat la play-off? Iar dacă întrebăm adversarii, din punctul lor de vedere, cu forma în care se află Dinamo, din păcate, niciun punct. Deci pentru Dar Dinamo, să nici sperăm că poate lucrurile stau exact, mai bine. Exact. Nici rezultatul n-a ajutat-o, nici celelalte, și urmează și programul acesta dificil. Lucrurile se complică, trebuie să puncteze cât mai repede, pentru că distanța se mărește între ea și principalele contracandidate. Eu sunt puțin mai devreme. Iartă-mă puțin, Ionel, voiam să menționez faptul că avem în momentul de față clasamentul pe ecran și vedem cam cât de mari sunt diferențele între prima clasată și ultima clasată în ceea ce înseamnă punctele. Se va derula ulterior în timpul discuției noastre. Te rog, Ionel. Da, vreau să punctez că Dinamo a adus câțiva jucători interesanți după partida de la Pitești și de-aia spunem că dacă i-ar pune la dispoziție pe Figueiredo, un portar cu mare experiență, adus de la CFR, de unde a venit și Jonathan Rodriguez, un alt jucător important cu trecut la FC Botoșani, chiar capitanul echipei, CFR-ul l-a mai împrumutat un atacant, adică dacă Dinamo avea și pe acești trei jucători la dispoziție, poate că soarta partidei de la Pitești era alta. Totuși, fiecare meci are istoria lui, campionatul este echilibrat și nu cred că FCSB-ul în acest moment poate fi o favorită certă, mai ales că poate, ne spune și Dacian, în astfel de meciuri nu prea mai contează distanța din clasament, Ardoare este la ea acasă. Este publicul României. Este derbiul României și atunci când intri pe teren, cu siguranță că totul este altfel. Meciul nu poate fi considerat dinainte câștigat de FCSB, chiar dacă pleacă, evident, trupa lui Toni Petrea cu prima șansă. Da, eu, părerea mea, cred că un 60-40 pentru cei de la FCSB. Ținând cont că Dinamo joacă acasă, din punctul meu de vedere, au făcut o alegere foarte bună, că nu joacă pe Național Arena. Terenul e foarte prost, am văzut astăzi, în Ștefan cel Mare. Păi da, dar îi ajută pe cei de la Dinamo. Da.
Da, se pune problema din declarațiile jucătorilor dacă va fi înghețat sau nu, pentru că se anunță vreme destul de urâțică. Adică pentru cei de la Dinamo, din punctul meu de vedere, îi ajută acest gazon. Cei de la FCSB sunt mult mai tehnici. Au jucători cu o mai mare tehnicitate decât cei de la, Dinamo și îi ajută pe cei de la Dinamo. Mă gândesc că pe cei de la Dinamo îi ajută și un rezultat de egalitate pe lângă. Ar fi o mare injecție de moral. O partidă cu FCSB-ul, în acest moment echipa care secundează CFR-ul, ar fi o injecție de moral pentru Dinamo. Și sunt sigur că, așa cum îl știm pe Flaviu Stoican, cu siguranță va reuși la ora partidei să-și mobilizeze exemplar echipa, așa cum este ea în momentul ăsta. Da, probabil că determinare, acum, repede, exact, dacă jucător cu mare experiență care ar trebui să se plieze pe relația unui derby. Jonathan Rodriguez este obișnuit, nu, cu fotbalul din România, are 31 de ani. Figueiredo, un portar experimentat de 31 de ani. Selar, care vine tot de la CFR, un jucător de 25 făcut, de ani. Nu știu asta, au făcut pregătirea cu CFR-ul, au fost în antrenament cu CFR-ul. Da, se pare că Jonathan Rodriguez este venit din Argentina de două zile, a și semnat cu Dinamo ieri și este deja în programul echipei. Probabil că acasă a făcut ceva, dar în situația în care e adevărat, dar în situația în care se află Dinamo acum, probabil că va miza Flaviu Stoican, tocmai din acest punct de vedere. Flaviu Stoican a organizat mâine un meci amical cu SC Popești de Ordeni, tocmai pentru a-i vedea la lucru pe ultime veniți și a-i încadra într-un fel în concepția sa de joc pe care o pregătește pentru partida cu FCSB. Adaptare la noul fusorar, cum s-ar spune. Dacă am încheiat pe această partidă, haideți să trecem și la următoarea dintre cei de la Chindia Târgoviște și PC Voluntari. Un scor modest de 0-0, dar fiecare echipă a plecat cu câte un punct acasă. PC Voluntari își menține poziția pe podium, locul al treilea în clasament, iar cei de la Chindia, să spunem că mai au un pic de muncit să iasă din zona aceea plină de emoții. Ionuț, ce părere ai avut despre această partidă și cum ai văzut evoluția ambelor echipe? Pentru cei care au ales să profite de soarele de sâmbătă și să meargă în parc, nu au avut nimic de pierdut, Alice. Pentru că a fost un meci slab, un meci în care cele două formații s-au mulțumit să conserve acel 0-0, s-au mulțumit cu acest punct, fără multe veleități tehnice, fără multe ocazii. O singură fază aș numi eu și aceea o trec în dreptul Chindiei. În rest, un meci pe care l-aș numi cel mai urât al etapei, în rest nu sunt foarte multe de spus. Nu știu dacă aș spera cineva să vină cu, nu știu, o părere contradictorie, pentru că așa ne-am înțeles Dacian, nu-i așa? Că noi aici în banca noastră suntem pe dos sau nu suntem? N-aș putea să-l contrazic pe Ionuț, pentru că am urmărit și eu partida între Chindia și FC Voluntari. Un meci slăbuț. Mă așteptam mai mult la cei de la Voluntari. Dar ținând cont că totuși este prima etapă, haideți să le dăm credit deocamdată și să nu ne luăm de cei de la Chindia și cei de la FC Voluntari. Mă așteptam, țin puțin mai mult din partea celor de la Voluntari, ținând cont că sunt pe un loc bun, pe loc 3, iar cei de la Chindia, sincer, am spus și în săptămână dinaintea meciului, am zis că foarte greu să primească gol, ca dovadă 0-0, specialitatea casei celor de la Chindia, foarte greu să primească gol. Deci, adaptare la noul fusorar și în cazul celorlalte două echipe, Ionel? Eu am văzut meciul la fața locului, o ocazie importantă, cum spunea și Ionuț, poate singura notabilă a partidei. Daniel Popa îl remarcă pe acest portar excelent de-a dreptul al echipei FC Voluntar, vorbind de Mihai Popa, care scoate incredibil acea minge pe care scria clar 1-0 și probabil victorie pentru Chindia Târgoviște. Un meci echilibrat așa cum ne așteptam, de altfel cred că până la urmă pentru FC Voluntar e un punct important care confirmă în continuare parcursul din acest campionat. De remarcat debutul lui Denis Șobotariu, folosit titular într-o linie de trei fundași acolo, cu experimentații Tamaș și Armaș, capitanul echipei. Și mai apoi, deși nu s-a anunțat, ca o surpriză, prima prezență lui Constantin Budescu în tricoul lui FC Voluntari, 20 de minute pentru Budescu, care recunoștea că nu este pregătit, dar oarecum a fost forțat așa, pentru că meciul se juca la Ploiești, acasă la el, pe un stadion pe care îl știe foarte bine, și poate că se aștepta de la Budescu un prea devreme. Fanilor, cumva. Prea devreme, totuși, pentru a se... Știu, încadra foarte bine, dar cu siguranță Constantin Budescu are ce arăta, cred eu, în tricoul lui FC Voluntari și vor veni meciuri bune pentru experimentatul mijlocaș central. Deci mai așteptăm în ceea ce înseamnă surprize și spectacol în teren din partea celor două echipe și putem să trecem mai departe la partida dintre cei de la CSU Craiova și Rapid București. 1-0 pentru formația craioveană și putem să spunem că Laurențiu Reghecamp poate a fost mulțumit de elevii săi. Pe partea cealaltă, cei de la Rapid nu știu câtă răbdare mai au pentru că încep să pierdă teren la propriu și la figurat. Nu-i așa, Ionel?
Da, Rapidul, care urmărește în continuare o poziție de play-off, rămâne acolo, dar iată că o partidă de genul ăsta relevantă. Pe de altă parte, așa cum spunea și Dacian, este foarte greu, Alice, Ionut și cei care ne văd, să ai ritmul așteptat la prima partidă oficială din acest an. Pauza e adevărat, nu a fost foarte lungă, dar este totuși o pauză și e foarte greu să ai ritmul necesar. Au fost câteva excepții în această etapă și vom vorbi despre ele. Am văzut o Craiova care a desenat faza de gol, realmente o încântare, o angajare de 40 de metri pe partea stângă pentru Ivan și o centrare ideală în fața porții pentru Colici, preluare cu experimentatul Săpunaru lângă el și șut fără speranță pentru portar, nu? Un gol foarte... Și cu puțin noroc, din punctul meu de vedere, a făcut dar... o preluare acolo care s-a cam lovit de amândouă picioare. Adică... Când iese, da, să iese. Ca atacant, așadar, dacă nu ai și puțin noroc... O fază de fotbal autentic care a decis soarta acestei partide. Rapidul, am văzut că a ieșit cu fruntea sus de pe gazon, publicul a aplaudat, generos publicul rapidist prezent la Craiova. Un meci frumos față de celelalte de care vorbeam, încheia cu o victorie oarecum logică în acest moment a Craiovei, care, iată, revine oarecum pe linia de plutire. Nu știu dacă voi ați fost atenți, dar eu în timp ce observam așa reacțiile fiecăruia, Ionuț al nostru, fie, deci grimasele de pe fața lui, fie, sunt de acord. Deci, Dumnezeu să te înțeleagă, Ionuț, vreau să știu ce ai de spus, pentru că erau, cum să zic, făceai gălăgie cu toate gândurile pe care le aveai. Da, Alice, Craiova câștigă într-adevăr și oprește o serie de 7 partide fără victorie. Vine această victorie într-un moment extraordinar și se mai liniștesc puțin apele la Craiova. De partea cealaltă, Rapidul a arătat puțin. Și mi-aduc aminte de spusele antrenorului Mihai Iosif înainte de Crăciun, înainte de finalul. Tot îl aștepta pe Moș Crăciun cu ceva jucători. Până în momentul de față, Rapid a început noul sezon, să spunem așa, doar cu o singură plombă, fundașul dreapta, Acunia, cel care a fost depășit la faza golului lui Ivan și nu sunt perspective foarte bune. Rapid se îndepărtează puțin de play-off, sunt 3 puncte, chiar dacă par puține, programul nici pe Rapid nu-i ajută, vine acasă UTA în momentul de față și Rapid, dacă își dorește să prindă acest play-off, chiar dacă ei nu îl declară, cu siguranță îl doresc, trebuie să câștige împotriva UTA-i. L-au declarat. Acum l-au declarat. Acum l-au declarat, da. E bine, atunci să-l și vedem. Deci nu mai sunt modești în ceea ce înseamnă declarații. Da, nu mă așteptam. Da, sincer, nici eu nu mă așteptam la declarația asta. Adică am văzut în iarna declarația antrenorului, a spus că obiectivul este clasarea în play-off. Mi-ar fi plăcut totuși să rămână pe aceeași linie. Și vreau să văd mai repede Rapidul jucând acasă, Alice. Pentru că a trecut un an și ceva de când noi ar fi trebuit să jucăm pe stadioanele acestea și noi reușim să jucăm doar pe unul dintre ele. Trebuie să încercăm să accelerăm puțin ritmul acesta de a-l pune în funcțiune, pentru că l-am făcut pentru Euro 2020. S-a amânat Euro 2020 din motive ne făceam de râs. A venit Euro 2020 un an mai târziu și noi în continuare avem funcțional doar un stadion din cele 4 pe care ar fi trebuit să jucăm. În dulcele stil clasic și foarte tradițional. Iar Giuleștiul arată spectaculos. Vreau să aud acustica, vreau să văd atmosfera din Giulești, pentru că și oamenii de acolo abia așteaptă să joace Rapidul acasă. Și cred că are nevoie Rapid, mai ales că nu trece printr-un moment foarte bun. Dar ce în diferențele de puncte între echipele care sunt în momentul de față pe locurile de play-off nu sunt chiar atât de mari și ce părere ai despre pretențiile pe care le are Laurențiu Reghin? Mai ales înainte să înceapă această etapă, da? Erau foarte, foarte apropiate. Acum să zici că s-au mai dus la 3 puncte, 2 puncte. Tot nu sunt atât de mari. Nu sunt mari, asta spun. Adică la un hop distanță, cum s-ar zice. Mai sunt 8 etape de disputat. Eu zic că o să se joace până în ultima etapă, cine o să intre în play-off. Vis-a-vis de această partidă, am urmărit un început bun al celor de la Universitatea Craiova, au și marcat. Mă așteptam mai mult de la Rapid. Mă așteptam mai mult de la Rapid, sincer. Din ce punct de vedere? Din toate punctele ofensiv, de vedere. Ofensiv, în primul ofensiv, rând. Mai ales la 1-0, repriza a doua. Au încercat, au schimbat, au încercat să atace mai mult, dar foarte, foarte bun. Nu, n-am văzut diferență între cei care au avut COVID, da? Care, sincer, au avut 10 jucători, 11 jucători au fost infectați cu COVID. N-am văzut diferență, sincer. I-am văzut alergând. Tonus bun. Tonus foarte bun. Da, de asta spun. Adică mă așteptam la cei de la Rapid să pună mai mare presiune. Am văzut, cum a spus și Ionuț, acel fundaș dreapta, Acunia. Nu știu dacă este fundaș dreapta. Nu știu dacă l-au adus ca și fundaș dreapta. Cred că mai degrabă mijlocaș dreapta. Dar neavând cine... Soluții pe partea dreaptă acolo. Un post deficitar și la Rapid. Exact. L-au introdus fundaș dreapta.
Acum să-i vedem pe cei de la Rapid care au, și-au și propus intrarea în play-off. Eu zic că acum este o mai mare presiune pe ei cu aceste declarații. Au, cum a spus și Ionuț, au meciuri foarte grele. Deci, dacă, să zicem, am avut o perioadă de adaptare pentru partidele de acum, cred că am putea să trecem la următoarea și vorbim de partida dintre cei de la CS Mioveni și Academica Glinceni, care spectaculos a terminat cu un scor destul de bun, 3-1 pentru formația argeșeană și cu, am putea să spunem oare că parcă, dacă cei mai stau un pic ceilalți de care am vorbit până acum și se mai adaptează și mai avem un pic de răbdare dacian, cei de la Mioveni au venit în forță din, după această pauză? O gură mare de oxigen pentru cei de la Mioveni, sincer. Bine, dacă, și cum e, dacă nu câștigi cu cei din spate, atunci ce pretenții să mai ai la echipele care sunt în fața ta? Repet, o gură mare de oxigen pentru cei de la Mioveni. Putea fi totuși un scor mai Mioveni. Modest, să zicem. Eu zic că e un rezultat. Dar e un boost de energie și de încredere. E un rezultat ok din punctul meu de vedere. Adică nu, e diferență mare. La Academica Clinceni, cred că Ionel poate să ne spună mai multe lucruri, cred că e o mare debandadă. Acolo nici nu știi cine intră, cine joacă, cine e antrenor, cine... E, mi-e greu să cred că cei de la Academica Clinceni o să mai câștige un meci din astea 8 meciuri, din păcate. Deci o pasă către Ionel de la colegul dacian Varga. Vă rugăm, domnule Luțean, preluați legătura. Da, deci da, are dreptate. În acest moment situația este încă, accentuez, delicată, pentru că se pare că la Academica lucrurile se vor debloca. Sunt deja 3 jucători importanți acontați, un internațional din Bulgaria cu prezență în echipa națională și în Champions League, cu 300 de jocuri jucate în primul eșalon din Bulgaria, alături de alți 2 jucători. Vor mai veni și alții în perioada imediat următoare. Din ceea ce cunosc, Academica nu cedează și își va completa lotul din mers, poate chiar până sâmbătă la partida cu Farul, foarte grea de altfel la Giurgiu. Dacă nu era o perspectivă, nu veneau acești jucători. Deci situația se va debloca, cât de curând vom vedea. Și dacă venirea acestor jucători, unii dintre ei importanți, cu acest Cvetkov, 300 de meciuri în prima ligă din Bulgaria, chiar capitan la Bero e Stara Zagora, ar putea să însemne ceva. A venit și Mirel Bolboaș, a mai venit un alt jucător din Bulgaria. Se încearcă din mers, cam asta este situația. Evident Mirel că la... Bolboaș este portar. Portar, da, păi da, nu era nici un alt portar. Dar sunt mișcări care se fac, asta este important. E un semnal că echipa încearcă să se redreseze cu mijloacele pe care le are. Legate de meciul de la Mioveni, nu erau speranțe clare legate de un rezultat, atâta vreme cât Academica a prezentat în mare parte jucători de la echipa a doua, din Liga a treia, doar vreo 4 supraviețuitori au fost în teren. Acolo CS Mioveni, o echipă pragmatică care câștigă destul de greu partidele atunci când o face, marchează de 3 ori, iar 2 dintre reușite i-au aparținut lui Alexandru Buziu, chiar fostul jucător al Academicii, cu prima dintre ele, dacian, mă refer la tine, o capodoperă din punctul meu de vedere, o reluare cu talpa din cădere, numai jucătorii de bună calitate pot face așa ceva și golul a fost inevitabil. Deci găsim aparent ceva pozitiv în toate aspectele și nu pot să nu observ felul în care Ionel are câte ceva pozitiv de zis de fiecare dată și câtă încredere ai că cei de la Academica poate vor reveni și e foarte bine din punctul acesta. Important este că se încearcă. Exact. Echipa nu a capotat total, pentru că dacă se întâmpla acest lucru, nu mai veneau jucătorii de care vorbeam, s-a plătit o amendă importantă către FIFA pentru deblocarea transferurilor, 10.000 de euro. Au fost adus câțiva jucători și oamenii de acolo, cu mijloacele de care dispun, încearcă să se agațe cu șanse de orice oportunitate pe care o mai oferă acest campionat. Deci, inside-uri de la fața locului. Să știi că mie mi-este teamă să-l întreb și pe Ionuț Ionel, așa că o să fac opinie separată de voi, mă dau mai într-o parte și să-l întreb tu, te rog, dacă ai curaj. Ia zi, Ionuț. Da. Ce facem cu Academica? Da. Ionel a făcut o radiografie complexă a situației, însă eu am o altă părere. Din punctul meu de vedere, Academica Clinceni este condamnată la retrogradare, nu mai are șanse, pentru că nu arată nici din punct de vedere sportiv, nu arată nici din punct de vedere organizatoric, nu arată nici din punct de vedere financiar. Academica Clinceni Alis se leagă în acest moment de mila justiției. În eventualitatea în care justiția nu va accepta ca Academica Clinceni să intre în insolvență, din punct de vedere financiar, mi-e teamă că echipa nu va mai putea termina acest campionat. Gândește-te că au plecat peste 12-13 jucători. Antrenorul încă nu a fost prezent la echipă, Adi Falu, pentru că nici el nu știe dacă va mai continua sau nu. A revenit din nou John Nene pentru această partidă, deci lucrurile acolo sunt departe, din punctul meu de vedere, de a se stabiliza. Și etapele trec, vor fi
înjumătățite punctele, e adevărat, dar să nu uităm că formatul acesta de play-off nu mai impune tur și retur. Așadar, mi-e teamă și mi-e greu să cred că Academica Clinceni în 7-8 etape va reuși să prindă măcar locul de baraj, unde, uite-te și tu, se bate Dinamo, se bate Craiova, se bate Media și echipe care reușesc să puncteze etapă de etapă sau aproape etapă de etapă. Mi-aș dori să mă înșel, Alice. Sincer, mi-aș dori să mă înșel, pentru că Academica a fost o echipă frumoasă până în acest moment, dar este lăsată să se prăbușească. Putem să spunem în felul acesta că avem aici ca un pariu intern în cadrul emisiunii noastre între Ionuț și Ionel, nu-i așa, Dacian? Și vedem la finalul acestui campionat cine dă pizza, cum se spune. Nu, echipa va continua activitatea, asta este cert și este cel mai important lucru. Și faptul că se încearcă... În ce ligă? Nu, aici, în Liga 1, pentru că la un moment dat probabil că erau foarte multe voci care spuneau că Academica nu va mai putea continua în situația delicată pe care echipa traversează. Din câte știu, s-a făcut și o infuzie de capital, a venit în sfârșit cineva lângă echipă, pentru că altfel nu puteau fi plătiți. Detalii, ce nu le dai nu da, puteau fi plătiți așa. Banii de când care spuneam. Că început, lasă, nu, că au mai fost și alte zboruri de acest gen și nu s-au confirmat. Și de asta spun, adică s-au tot vehiculat tot felul de oameni care au venit lângă echipă, unii au stat 2-3 zile, alții au plecat. Dar pentru mine este elocvent faptul că au fost aduși câțiva jucători și vor mai veni alții. Acești jucători nu veneau dacă nu erau convinși că situația se va remedia într-un fel. Acum rămâne de văzut dacă pe gazon va fi poate o minune în perioada următoare. Să vezi și acei jucători ce pot. Exact, asta spun. Dar au fost aduși și vom vedea ce vor arăta pe teren. Dubios, iar prima partidă... Transfer acel bulgar care a spus tu cu 300 de meciuri. Nu, nu este dubios. Este un jucător chiar foarte bine cotat. Și faptul că a fost convins 30 de ani. Adică și pe mine m-a mirat un jucător. Asta spun, mi se pare puțin. Și pe mine, și pe mine. Să vin în România la după meci o să citim CV-ul acestui jucător cu prezențe inclusiv nu în Champions League. Nu ca idee și m-a mirat și nu joacă CV-ul. Ionel nu joacă CV-ul. M-a mirat că la CV-ul lui a acceptat să vină la Academica Clinceni în situația delicată pe care o are această echipă. Deci înseamnă că sunt ceva argumente fără dar și poate. Da, clar. Colegul nostru Ionel Luțan are argumentele la el de fiecare dată și vom vedea. S-au încins spiritele aici la noi în platou, cei de la care ne urmăresc pe Metropola TV, cred că văd, iar cu siguranță cei care ne urmăresc din mașină în momentul ăsta sau pe radio, Sport Total FM, cred că simt aceste tensiuni și ca să ne mai liniștim un pic, putem să trecem la următoarea partidă dintre cei de la UTA Arad și Gazmetan Mediaș, unde formația din Mediaș a reușit o victorie pe terenul celor de la UTA, 1-0, un scor modest, dar 3 puncte foarte importante pentru cei de la Media. Și Ionuț, cum ai văzut această partidă și cum vin aceste 3 puncte pentru cei de la Gazmetan Media și care sunt în continuare pe un loc sensibil, anume locul 13. Da, să știi, Alice, că este o victorie puțin scontată din punctul meu de vedere a Gazului, pentru că și Gazul a venit rănită la Arad, a venit din nou fără bani, a venit din nou cu jucători nemulțumiți, cu jucători implicați 50-50, să spunem așa, însă... Lipsuri menționate și îi vezi după fiecare declarație, după fiecare meci cât de apăsat sunt. L-am văzut pe Ioan Filip, care a ieșit după meci și s-a scăpat folosind un limbaj mai puțin academic, spunând că iar mă duc acasă fără bani. L-am văzut pe Ilie Poenaru, deși reușise să câștige într-o deplasare extrem de dificilă, parcă nu a avut puterea să se bucure. A reușit să strângă echipa în jurul lui și a reușit să obțină un rezultat, spun eu, împotriva cursului jocului, Alice, pentru că UTA, cel puțin în primele 45 de minute, a practicat un fotbal extrem de spectaculos, i-a presat, însă suferă în continuare la finalizare și din păcate l-am văzut și pe Giusti Balint parcă nemai având soluții, nu mai știe ce să încerce să reușească să deblocheze echipa din punct deși de vedere ofensiv. Deși au pornit la drum foarte bine în începutul și acestui și cu campionat. Gândul de a prinde play-off-ul, însă se îndepărtează atât timp când nu reușește să câștige acasă, este foarte greu să emiți pretenții, mai ales că merg în Giulești sau aproape de Giulești etapa viitoare. Urmează să vedem, vreau să știu, în ciuda tuturor minusurilor pe care le au cei de la Gazmetan Media, și cât de greu este să te mobilizezi prin prisma unui jucător dacian, astfel încât cu toate aceste declarații pe care le menționa și Ionuț, că este dificil din punct de vedere financiar, din punct de vedere al problemelor, ce să faci totuși altceva. Adică, uite, tot respectul să-ți găsești motivație. Tot respectul pentru jucătorii de la Gazmetan. Toate că, din punctul meu de vedere, o victorie norocoasă. Cum a spus și Ionuț, în prima repriză, cred că dacă erau 2-3-0, nu se supăra nimeni. Au avut și în 11 metri neacordat, o nouă greșeală de arbitraj. În repriza a doua, pe fondul ăsta de dominare, i-a prins pe un contraatac și au reușit cei de la Gazmetan să înscrie. Tot respectul pentru cei de la Gazmetan, pentru că își dau viața pe teren și indiferent de situație, joacă până în ultimul minut. Acum, după ce se termină meciul,
cred că asta e singura lor bucurie, nu știu, să mai iasă la televizor, ziar și să mai spună și supărările și oful. Atât pot să facă. Sunt promisiuni, Dacian, că se vor repara și lucrurile și la Mediaș. Atât din partea... Eu nu mi-aș dori, pentru că mie... Știți de că dragă echipa că, asta, exact, da? Exact, ai pornit de prima dată Mediaș, cu da? Și mi-aș dori acest să, sentiment față de ei. Mi-aș dori să... Pentru că îi vezi că joacă. Adică, indiferent câte probleme sunt, și de efectiv, și din cauza banilor, și... Îi vezi că joacă, adică nu... Comparativ, poate, cu alte situații și alte echipe, exact, la care tu de fiecare dată spuneai, nu văd acea îndârjire de care ar trebui aici să dea dovadă, mai ales că au și motive. Corect. Aici am văzut, nu știu, am văzut cum și-au dat viața pe teren în minutul 90-91, am văzut alunecări, am văzut dăruința aia de nebunia aia de a câștiga. Spre deosebire de alte echipe, nu mi-e rușine să dau exemplu, de exemplu la Dinamo, care nu am văzut această dăruire, să îți dai viața pe teren, ținând cont că totuși ești la Dinamo și... Și într-o situație mai grea. Într-o situație nu grea, foarte, foarte grea din punctul meu de vedere. No, paradoxul, dacă n-ați voie, cam asta este. Și tocmai de aceea eu marșez pe ideea asta, că nicio partidă nu este dinainte câștigată, indiferent de situația pe care gruparea respectivă o are la ora partidei. UTA este una din echipele generoase din prima ligă, cu stabilitate pe toate planurile, cu jucători străini, schimbați cu regularitate. Aici pare să surprindă puțin Giusi Balint. Iată că nu găsește rețeta câștigătoare, nu găsește linie de atac, după ce a renunțat, printre alții, la Liviu Antal și la Ion Hora. Căutând să aducă alt jucător, se prelungește criza la Arad, o echipă care are tot ce îi trebuie pentru a face performanță, în primul și în primul rând bani, și suporterii care s-au luat, cam ăsta este cuvântul, la final de Giusi Balint, a fost o dispută foarte, foarte interesantă acolo și se pare că tehnicianul își pierde din încredere pe care a avut-o galeria la momentul numirii lui. Sunt 9 partide fără victorie pentru UTA și lucrurile încep să intre într-un oarecare impas. De cealaltă parte se recunoaște un gazul, o victorie absolut norocoasă. Fotbalul se scrie din astfel de momente, o victorie semnată de un fost jucător al UTA, chiar Vlad Morar, de care s-a lepădat, cam acesta ar fi cuvântul, UTA, Vlad Morar, că așa se întâmplă la fotbal, nu, Dacian? Jucătorul care este plecat de undeva, parcă are o motivație suplimentară când se întoarce să joace ca adversar împotriva acelei echipe. Vlad Morar semnează o victorie importantă pentru Gaz Metan, care respiră așa puțin. Vedem, față de Academica, avantajul este la Gaz Metan, că și-au păstrat mare parte din jucători, sau cea mai mare parte. Nu este ca la Academica, unde au plecat 10. La Gaz Metan au plecat 3-4, printre care, evident, vedeta Ronaldo de Aconu, dar au rămas destui jucători, a căror experiență se vede, chiar dacă nu sunt bani. Și vorba ta, când intri pe teren, o spunea și Filip, ne facem datoria, după aceea vom vedea. Așteptăm și săptămâna asta. Asta zic că ai fi penibil poate să intri pe teren să și faci să figurație, mergi. Evident. Pentru că totul te faci de râs. Știi, mă gândesc că n-ai face deplasarea. Ai spune, domne, mă simt rău, nu pot juca, nu mă asta concentrez. Adică totul te faci de râs. Pe exact. Tine te văd oamenii. Când dai un nume, când dai o carieră. Vrei să pleci în altă parte, la altă echipă. Păi ce să fac cu X sau cu Y? Exact. Vreau să dau nume, nu? Că nu aleargă, nu face absolut nimic. Deci ei cred că își dau viața acolo să se termine campionatul, să poată să plece în altă parte. La mai bine, evident. Deci, pe total, o atitudine admirabilă din partea celor de la Gaz Metan, dar aș dori să trecem și la următoarea partidă disputată la București cu un număr impresionant de spectatori la fața locului, deși vremea nu a fost deloc prietenoasă, FCSB și CFR Cluj. Un scor de 3-3 care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură, 3 puncte pierdute parcă așa cu adevărat în ultima suflare, în ultimele minute, dar un meci care spun eu că a ținut pe foarte multă lume cu sufletul la gură și, ce să zic, poate au fost și ceva comentarii pe baza evoluției celor două echipe. Cu cine să încep, cu cine să încep, pare, Ionuț îmi face semn să încep cu Ionel, deci Ionuț. Da, a fost capul de afiș al etapei Alice până la urmă. Era, erai pregătit? Sau... Eram foarte pregătit, okay, mai ales că am văzut foarte atent. Scuză-mă aceasta puțin, ai vreun dubiu? Nu a fost vreodată pregătit? Crede-mă, nu am niciun dubiu, dar m-am gândit că n-a inspirat tot aerul, știi? Și nu l-am lăsat să respire atât cât vorbește trebuie. Vorbește și fără aer. Și sub apă. Da, spuneam că a fost partida cea mai importantă a acestei etape, mai ales pentru că voiam să vedem dacă reușim să mai tăiem din aceste carte al CFR-ului. Dar la felul în care a arătat partida Alice, nu am foarte mari speranțe că poate fi răsturnat clasamentul până la finalul acestuia. S-a menținut această distanță de 10 puncte, însă CFR a pierdut printre degete această victorie și am văzut mai ales reacția lui Dan Petrescu, cât de supărat a fost pentru că echipa sa a luat 3 goluri. Ne gândim că 9 etape CFR n-au luat niciun gol, a venit la București și a luat într-o partidă cam cât lua el în restul de 9 etape.
Pentru FCSB este un punct care vine în extremis și, bineînțeles, din ce am auzit și din spusele patronului, este o victorie prin prisma faptului că a mai câștigat un jucător care poate fi vândut pe bani foarte mulți. Pentru am nesperat de mulți, conform declarațiilor. Octavian Popescu a făcut din nou o partidă extraordinară, a reușit să marcheze, a fost prezent în joc și atrage privirile. Vom vedea dacă domnia sa, mă refer aici la patronul FCSB-ului, va reuși să obțină măcar 10 milioane pe Octavian Popescu, pentru că de 100 nici nu poate fi vorba. Dacian, oare ce discurs să fie avut domnul Dan Petrescu în urma unui rezultat ca acesta? Cum ar fi, să-mi dai așa un exemplu, pastelat, cum ar fi ce l-a făcut așa în vestiar? Exact, pe asta zic. Am deschis după ușa meci de la vestiar, suntem domnul Dan Petrescu, așa, negru de supărare și vreau să știu, bine, fără cuvintele care nu se pot spune la televizor. Nu știu, cred că, sper că n-a fost nimic pe la îndemână pe acolo, nu știu. Dar ai avut vreodată vreo desfășurare așa de rezultat cât ai fost tu la Urziceni sub comanda lui Dan Petrescu? Să fii conduși, să fi luat un gol în ultimul minut sau în ultima fază? Nu mi-aduc că de fapt asta l-a supărat, că dacă luau un gol pe minutul 60, terminat 3-3, el era mulțumit. Dacă nu era gol, mulțumit. Crezi? Mai bine prefera un 0-0, crede-mă. 0-0, corect. Inestetic, așa de să fie 0-0. Când ia 3 goluri, sunt fer convins că ce se întâmplă la Cluj acum, cred că sunt ravagii pe acolo, prin vestiar și la antrenament. Da, totul să ținem cont că FCSB-ul, din punctul meu de vedere, a jucat mult mai bine decât CFR-ul. A condus partida. CFR-ul a fost cu golurile. FCSB-ul îi lipsește apărarea, Dacian, pentru că dacă ne uităm între CFR, Craiova și Voluntari, din punctul meu de vedere, FCSB are cea mai slabă apărare. Uite-te CFR, ce fundaș central are, uite-te Voluntari, are explozia de la mijloc. Exact, are explozia de la mijloc și atacul. Dar dacă FCSB ar avea doi fundași centrali, așa cum găsești la CFR și la Voluntari, eu cred că ar fi... Unul din punctul meu de vedere l-are, mie îmi place foarte mult Vinicius. Da, dar n-a jucat, a intrat... O venise târziu din țara natală și nu era foarte bine pregătit. O mai de-aia n-a jucat titular și probabil că s-a văzut absența lui. Dar nu e de forță, Ionel. Nu e de forță. FCSB nu are fundaș central de forță. Uite-te cum are Voluntari cu Tamaș și cu Armaș. Uite-te cum are CFR cu Burcă, cu Grahovas, chiar și cu Sestor, chiar dacă a greșit. Uite-te cum are Craiova cu Marius Constantin, cu Pap. Da, sunt fundași centrali de forță și de experiență. FCSB suferă exact în locul cel mai important al echipei. Centrul, axul... Da, dar una peste alta a fost un meci frumos. A fost. A mai fost. Ales pentru telespectatori, pentru cei care au fost la fața locului. Au fost 6 goluri, adică un meci frumos. Spectaculos. Dacă facem așa o comparație, nu știu, între FCSB, CFR și... Chindia cu voluntari, diferență de la cer la pământ. Da, ai fi pariat vreodată într-un 6 plus la goluri, într-un FCSB, CFR. Deci eu nu credeam că CFR... Puneam 0-1 goluri, probabil, nu? Nu credeam că CFR... Marca Dan Petrescu, vorba colegului. Să încaseze 3 goluri. Și cu atât mai mult, și supărarea, am văzut după meci, și supărarea lui Dan Petrescu, a primit gol în ultimul minut, el care nu prea... La toate gestiona bine finalurile a fost, de partid. Gestionează foarte bine final. Tocmai de asta l-a și introdus pe Sestor. A spus că nici în Europa n-am luat goluri așa în ultima secundă. Da, și ăsta e adevărul, nu? Adică dacă... Bine, a fost bună și țăritoră la cap acolo, lui Miron acolo, chiar dacă Sestor trebuia să-l marcheze. L-a prins puțin pe contrapied așa și a lovit mingea chiar cu prețul unei accidentări. Cu siguranță a fost unul dintre meciurile cele mai spectaculoase din acest campionat, din mai toate punctele de vedere. Pe de altă parte, cred că ne grăbim, ca de fiecare dată când vorbim de un jucător, deja 10 de milioane, un șut, e adevărat, fabulos poate, o prestație încurajatoare, un șut de excepție. Nu numai șutul, dar total a prins un meci foarte, foarte bun. Pe de altă parte, ne aventurăm, cu siguranță, când vorbim deja de... 30 de milioane? Dacă vine acum, 30 se dă. Dacă nu, peste 2 ani... Mai târziu 100, asta voiam să completez. Da. Adică nu știu unde ești tu cu zecile, dar... Ideea este că după următoarele două partide în care, din păcate, poate Tavi Popescu nu se va mai vedea, cu siguranță că prețul, adică nu-l mai dăm, ceva de genul ăsta. Adică ne aventurăm foarte repede când vedem o execuție de acest gen. Frumoasă, e adevărat, un jucător care are, fără doar și poate, potențial. Potențial. Ce-ți spus frumos, senzațional. Șutul de generic, adică nu mai găsim... Jocul a fost foarte bun din partea adevărat, dar parcă totuși ne grăbim, cu siguranță ne grăbim. Puțină forță, avansăm. Totuși are 18 ani, eu cred că într-un an de zile poate să se pună pe picioare, să... Bine, spunem și un jucător de la noi care are și forță, și viteză, și la vârsta asta. El are o tehnică extraordinară și gândește bine faza. Dar nu ține și de tine să pui puțină masă musculară? Nu poți să lucrezi suplimentar?
Nu, cred că mai... Depinde și de fizicul tău, de fizic, construcția ta pe care o ai. Și... Sunt ferm convins sunt că sunt multe oameni cu experiență la FCSB. Clar, dar noi suferim. Se aflăm parametrii optimi. Pentru că parcă avem numai tipul ăsta de jucători, Alice. Uite de Denis Mann, a plecat din nou, subțirel, nu reușește să se impună nici în Serie A, acum nici în Serie B, să ia în calculul împrumutului. Din nou, Octavian Popescu, un jucător extrem de talentat și a dovedit acest lucru. Din nou, Firav. Există riscul să se întâmple același lucru când va pleca din România, pentru că în străinătate de aceea nu te așteaptă nimeni să crești tu în masă. Da, și... ne grăbim cu milioanele astea, cam asta exact. E ideea. Bun, până ne mai grăbim cu milioanele, ne temperăm puțin și mai avem doar două partide și timpul ne presează un pic, dragi colegi, dintre cei de la FC Botoșani și Șepșeu SK. 1-0 pentru formația botoșaneană, 3 puncte, iar cei de la Sepsi nu știu cât de mulțumiți sunt din acest punct de vedere. Ionel, rapid, ce părere ai? Crezi că mai sunt de izbândă la cei de la Șepși? Nu, ei nu mai speră niciun caz la o calificare în play-off. Se vor focusa fără doar și poate pe câștigarea Cupei României. Am văzut că sunt destule dileme și acolo. Au fost în prim plan, din păcate pentru ei, în ultima perioadă, cu mai mult probleme extrasportive. Sosirea lui Budescu, care nu a mai fost de actualitate. Acum un scandal cu Gică Hagi legat de un alt fundaș central, Mihai Bălașa. De cealaltă parte, botoșanul rezistă în continuare. Iată că mai vinde un jucător de certă calitate la cei 21 de ani ai săi, Racovițean, care pleacă din nou pe sumă importantă pentru campionatul nostru și în special pentru FC Botoșani. I-au și găsit repede înlocuitor cei de la Botoșani. Enrico Papa, capitanul echipei, care este de vreo 5 ani acolo, e deja dat locului. Moldovean, dar lor, marchează un gol decisiv și botoșanul speră în continuare, justificat, fără doar și poate, din ce în ce mai pregnant la un loc de play-off. O formulă am putea spune câștigătoare din foarte multe puncte de vedere la cei de la Botoșani. Care ar fi secretul dacian prin care se mențin totuși pe locul 4? Au avantaje și din punct de vedere financiar? Nu se avântă în anumite terenul. Lucruri? Terenul. Și mecanismul de încălzire. Da, care nu, cred că nu a mers soba la Botoșani. A mers soba la Botoșani, da. Nu au fost lemne. Colegii. Înainte de emisiune, mi se pare, nu știu, totuși. Strigătorul. Am văzut că la Sepsi sunt obișnuiți cu nou stadion al lor, cu gazonul biliard. Revenim acum la discuțiile pe care le-am avut anul trecut în aceeași perioadă. Și exact. Iarăși nu, revenim la problema gheții. Problema asta cu gazonul. Am văzut gazoane foarte bine, bune. Bine, și zona geografică este de așa natură dacian. Să știi că iarna vine prima la Botoșani și pleacă ultima. A fost un meci care a stat sub semnul înghețului. Hai că a fost frig, gata, liniștiți-vă. Am înțeles, a fost frig. Și... N-au pornit robinetele acolo. S-a păsat acolo pe două, trei... N-a făcut contact. Butoane să... Avem și noi încălzire, nu? Așa e normal. Adică, nu știu, mă pun în locul jucătorilor. Am jucat și eu pe terenul înghețat. Adică, ești ca vaca pe gheață. Crede-mă, adică n-ai ce... Serios, am văzut acolo niște bucăți de gheață pe teren, de Doamne ferește, adică te bucur să ieși sănătos. Doar la Târgu Mureș mai vedeam astfel de terenuri, ți-aduce aminte? Da, 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 corect. Era la fel, patinoar. Exact, adică acolo te bucur să ieși sănătos, să faci cruce când ieși de pe teren. Deci se pot reprofila oricând către hockey, tot cu goluri, dar în alte puncte de vedere, oricând patinele în picioare. Partida, în punctul meu de vedere, un meci slăbuț. Puține ocazii de poartă, cei de la Sepsi puteau să egaleze, un început mai bun acel de la FC Botoșani, iar nu știu cum îl cheamă, cel de la Sepsi, care a fost și la Botoșani, a avut două mari ocazii. Golovka, două mari ocazii să egaleze, iar pe final, cu 10 minute, iar am avut cei de la Botoșani, puteau să încheie mai repede partida, au avut o ocazie mare, Mircea, din păcate pentru ei s-a lovit în bară și s-a terminat 1-0. Ionuț, te rog o simplă radiografie. Un meci sub semnul înghețului și la propriu și la figurat, Alice. Sufletul ți-a înghețat. Dezghețat de pasa fabuloasă a lui Mailat către Enrico Papa. În rest, foarte puține lucruri de spus. Botoșani își continuă drumul către play-off, în timp ce Sepsi pune cruce acestui obiectiv, chiar dacă ne-a declarat gândit în interiorul lor. În cazul acesta, dacă cu așa răceală au tratat și colegii mei această partidă, trecem la o partidă ceva mai interesantă dintre cei de la Farul Constanța și FCU Craiova. 3-2, din punctul acesta de vedere am avut multe goluri și spectacol, dar spectacol ulterior și în declarații, spune-mi Ionel pe scurt, de fapt ultimele minute le vom dedica strict acestui da, partid. Pentru mine mai important este ceea ce a făcut pe gazon jucătorii decât acea fază de care se leagă toată lumea cu Ionuț Coza, să spunem așa, pentru mine e formidabil acest Michael Omoch, iată că Gică Hagi are, nu
aveam niciun dubiu, același ochi oarecum magic, îl descoperă pe acest Michael Omoch de la Academica Clinceni, care debutează cu o dublă, fantastică evoluția jucătorului, cele două goluri marcate, un meci cu două părți total diferite, Craiova revine, părea să fie în curs, mă și gândeam la pauză că poate vor mai încasa ceva goluri în repriza a doua. Gică Hagi a fost foarte supărat după partidă, pentru că jucătorii introduși pe parcurs n-au mai dat satisfacție și l-au permis oaspeților să avanseze spectaculos, două goluri, chiar finalul putea să strice toate socotelile, însă farul continuă ascensiunea către play-off și arată, zic eu, din ce în ce mai bine și cu aceste achiziții pe care, iată, Gică Hagi le face și încă o dată vedem că el nu prea se înșeală atunci când aduce un jucător. Avântul celor de la Craiova la începutul acestui campionat a fost destul de mare, dar din păcate locul din clasament nu reflectă speranțele pe care le-au avut ei la început. Eu nu-ți cred că ești de acord cu mine. Momentan, locul al 14-lea nu face cinste nimănui și nici declarațiile pe care domnul Mititelu le are în urma partidelor nu sunt prea încurajatoare privind soarta echipei. Da, FC Universitatea Craiova, din punctul meu de vedere, plătește pentru greșeala pe care a făcut-o prin îndepărtarea lui Adi Mutu. Lucrurile nu trebuiau stricate în momentul respectiv și de acolo a pornit acest evoluc care până în acest moment nu mai poate fi reparat. Am văzut prestația Craiovei sub domnia lui Nicolo Napoli al 8-lea, da? Pentru că este a 8-a oară când revine în această iubire pe care o poartă Universității Craiova. Iubire cu năbădăi. Iubire cu năbădăi. După primele 45 de minute părea că meciul s-a terminat și că puteam să schimbăm canalul unde îi place lui Dacian Varga. N-o să dau numele. Către o altă competiție foarte strânsă la tot care se uită. Tot competiție sportivă, da. Însă fără minge. Însă repriza a doua, Craiova a arătat că poate. A schimbat bine Nicolo Napoli. E adevărat, nu a mai avut forța să egaleze, chiar dacă zic eu și spune toată lumea, Craiova ar fi trebuit să primească un penalti clar ca zăpada de Laponia. Cam asta ar fi concluzia. Zăpada de Laponia sau zăpada de Botoșani? Hotărăște-te puțin, te rog. Botoșani mai aproape de noi. Da, liniștiți-vă puțin. La Botoșani a fost gheață la mal, Alice. Da. Zăpadă mai puțin. Dacian, a opta șansă, a opta împăcare, a opta iubire, să fie a opta oară cu noroc? Sper pentru cei de la FCU Craiova, cred că și-au adus, nu știu, antrenorul de casă sau nu știu cum să-l numim, nu? Du-te, vino, du-te, vino. Dragostea cea din tâi. Exact, da. Prima repriză, clar, net, farul Constanța. A doua repriză și-au revenit cei de la FCU Craiova și, cum a spus și Ionuț, din punctul meu de vedere, o nouă mare greșeală de arbitraj, putea să facă ca scorul să fie 3-3. Prima repriză, repet, pentru Farul Constanța, a doua repriză pentru cei de la FCU Craiova. Cu puțin noroc puteau să se întoarcă la Craiova cu un punct. Schimbările nu au fost foarte mari în ceea ce înseamnă clasamentul din Liga 1. Așteptăm următoarele partide, următoarele etape, cum se vor desfășura. Deci, până acum am ținut minte așa. Greșeli de arbitraj avem în discuția noastră. Acum integrăm din nou, pentru că a venit frigul, problema terenurilor înghețate, dezghețate, merge căldura, nu merge căldura. Deci mi se pare putem să dăm în reluare emisiunile de anul trecut și să ne luăm o bine meritată vacanță. Ce părere aveți? Și goluri spectaculoase, Alice, în această etapă a fost acolo avem lipsă, știi, că s-au schimbat din jucători. Câteva reușite de certă calitate care ne-au încântat realmente într-un campionat care nu se oferă foarte multe motive de bucurie, dar măcar când vezi goluri de acest gen, parcă ieșim un pic din tipare, așa, și chiar ne place să ne uităm mai atent la meciurile din Liga 1. Deci să așteptăm, Ionuț, câteva partide interesante. Că Galeria Rapidului avea pe vremuri o vorbă: și pase și șuturi și goluri noi vrem. Da? Deci cam asta ne așteptăm și noi să vedem, pentru că ne-a fost dor de fotbal, chiar dacă pauza a fost scurtă, să știi că este o bucurie așa să ne uităm din nou la partidele fotbalului românesc. Și o altă vorbă spune: n-am mai fost, dar am mai vrut. Deci asta e, ce să facem. Încheiem într-o notă amuzantă această emisiune, dar din păcate dacă am avea mai mult timp, poate ne-am certa un pic mai mult pe această temă și ne-am contrazice, dar timpul este limitat. Rămâneți cu Metropola TV și cu Sport Total FM, unde în continuare Narcis Drejan începe emisiunea Fluier Final și abia așteptăm să vedem ce are de povestit în emisiunea lui, care durează ceva mai mult, din fericire. O seară plăcută tuturor, ne vedem mâine!